Hristos a înviat, oameni buni. Se practică în ultima vreme fiecare să posteze filmulețe având în spate biblioteci, eu știu. Eu am în spate hainele de muncă, pentru că vreau să transmit ceva Europei și acoliților lor. 13 ani de UE și nimic nu s-a schimbat. Viața noastră sistematic, an de an, s-a degradat. Ați închis tot ce aveam, combinate și uzine, și ați construit în țară marketuri și magazine. Ați pus monopol pe tot. Aur, gaz, petrol și sare, pe păduri și alte resurse care mai aveau valoare. Azi nu mai avem nimic. Și se pare că nici mâine. Vom munci în corporații să primim un colț de pâine. Ce rămâne de la voi, resturi de la masa voastră, le injectați cu chimicale și pe raft în țara noastră. Mult muncim la voi în țară, că la noi e sărăcie. Vă susținem putul roșii, bașca, vă plătim chirie. Cei mai grav este tupeul cu care ne dați voi lecții când aveți societatea grav pătrunsă de infecții. Sunteți mai corupți ca noi. Aveți cete de bandiți, cotropiți țară cu țară, trădătorii mituiți. Școala voastră e în urmă, tot la fel a fost și ieri. Noi vă pregătim azi medici, profesori și ingineri. Ne-ați furat sute de ani și încă ne furați și acum. Cine sunteți ca să puneți stabile pe al nostru drum? Merkel, dă-ne datoria contractată în război, dacă toți sunteți corecți și dați lecții pentru noi. Țara noastră e suverană și cu voi suntem egali. Niciodată noi românii nu o să vrem să fim vasali. Chiar de ați cumpăra trompete ce pe afară ne trădează, patrioții sunt înăuntru și au tot timpul mintea trează. De va fi să fie clipa, de va fi să fie ceasul, n-or să stea cu mâna în stân să aștepte parastasul. Să nu-mi spuneți că penalii, chiar de-a fost la ei securea, n-au luat ei și au dus acasă cu vagoanele pădurea. Să nu-mi spuneți cum că hoții fură tot de atâția ani, fiindcă ei sunt doar unelte. Alții s-au umplut de bani. Europa nu e o țară sau o mână de mișei. Europa e și a noastră. Nu suntem vasalii ei. Europa să respecte steagul, hotarul și glia dacă vrea să aibă prieten poporul din România. Doamne ajută!